Dar pentru mine, încă o dată, patriotismul nu înseamnă discursuri sfăroitoare și nu înseamnă, în primul rând, declarații. Pentru mine, om care sunt crescut la țară, patriotismul înseamnă, în primul rând, bun simț, înseamnă a nu minți, înseamnă a-ți ține cuvântul și înseamnă să îți asumi ceea ce știi că poți să faci și nu, și nu mai mult. Nu să faci promisiuni, ci să fii lăsat să fii judecat după fapte. Pentru mine asta înseamnă patriotismul și n-am nevoie de lecții legate de patriotism. Nici eu nu dau lecții altora legate de acest lucru. Pentru mine patriotismul și țara sunt lucruri care sunt mult prea profunde pentru a veni cu ele să le expun în piața publică pentru a câștiga niște voturi. Nu asta mă interesează. Mă interesează să pot să privesc în ochi, cu fruntea sus, orice român pentru perioada pe care mi-am asumat-o la guvernare împreună cu...